Nu știu bulgarii engleză. Știu că nu știu bulgarii engleză. L-am pus pe unul să moare dacă trimit un angajat când eram manager, că Imogen face glume. Eram la un complex ăsta comercial, ai înțeles, și jos era pescărie. Și ce spun lui ăsta, lui angajatul ăsta? Îi zic, dacă spui ce zic eu, îți dau 3 pauze. Azi. Și face, ce să spun? Zic, du-te și spune-le la de vin de pește, că vrei turiște, întreabă dacă are ciorbă de încăpățâni de puli. Și s-a dus și a întrebat și l-a regat ăla cu mătura pe magazin să-l rupă cu bătaia, mâncați și urată, că știa română, ești nebun la cap. Dar m-am ascuns după lăzile alea frigorifice, pe acolo nu mai știam ce să mai fac. Pauză oricum i-am dat 3. M-am ascuns după lăzile alea, nu mai știam ce să mai fac, că mă mura la cu bătaia dacă mă băgam, ești prost. Dar și eu glume, bă. Imogen manager, mă. Să nu mai zic. M-a făcuse manager, iau-te, era manager, zic, mamă, manager. Auzi, ajunsesem trei vară familia voastră, eu, care mă tăiam cu cutia de la pateu la deget, de se vedea osul, ca să înțelegeți. În mașină de aia John, aproape limuzina, ai înțeles? Mergeam de la Nenu, veneau ăștia de la București, din acela bulgari. Și stăteam cu trabuc cu tat, ai înțeles? Stăteam cu trabuc cu mașină, cu geamul deschis, să vadă lumea de-n vamă cum fumam, iau-te cum fumam. Ne saluta vameșia, ne știa deja vameșia de una jumate cât munceam acolo. Și era niște fete de-astea, uite, era niște fete într-o mașină și uite-mă pe mine îmbrăcat la costum cu cămașă, cu trabuc. Și eram, fumam așa, nonșalant, așa, știi? Și la un moment dat mă uit așa la ele cu coada ochiului, să se impresionez. Și nu știu ce dracu am făcut, că mi-a căzut trabucul și mi-ar dat pantalonul exact la ștoacă. Dar nu m-am mai aplecat, stăteam, mă uitam la ele așa, gen, știi? Și îmi ieșea fum din pantalon, ești prost? Îmi ieșea fum din pantalon, mă. Ce mai dai la țăra în trabuc, bă, trăiți, ar familia să-ți trăiască? Nu m-am mai aplecat după el, că era clar că râdeau azi de sepișau pe ele. A făcut să pară ca și cum l-am aruncat eu așa, gen, știi? De unde? Când bă, ieșea fum de aici. S-a dus dracu pantalonii aici, nebun? Și au ce făceam la bulgar, stăteam la calculator, stăteam... Deci aveam... Era sediu, unde erau calculatoare de sunau ăștia de tău telefoane angajații și noi aveam altă intrare, vezi, doamne, dar intrarea aia cu geamuri de sticlă, așa, cu uși de sticlă, cu... Din alea, American Dream, you know? Stăteam picior peste picior la calculator, iau-te. Adelin, să moară familia mea dacă vă mint un an de zile, numai că s-a jucat. Deci aveam fiecare câte 10 angajați, sau nu mai știu câți aveam, dar mulți. Câte 10 angajați, știi, și eram 3 manageri. Era Leo, care le lua morții în pulă la angajați. Dar nu mai venea la muncă, deci după o săptămână mai a venit la muncă 2-și, a mai venit în 10. La un moment dat Leo se punea și muncea el, că nu mai avea... Ați înțeles? Era Adelin, care nu muncea nimeni la Adelin, mâncați-și gurata, că ce crezi? Să juca Minecraft în continuu. Și după aia eram eu, care eu ce crezi? Ce m-a învățat pe mine la management la București? Auziți, mă, ne-a dus la management la București să învățăm astea de manageri. Băi, frate, voi să nu stați niciodată să mâncați cu angajații, să nu-i băgați prea mult în seamă, că și-o ia în cap, că cu tare aia. Ia-uzi la ăștia. Ei luam pe toți, că erau unii după la țară, după lângă Giurgiu. Ia ziceți, mă, ce aveți de mâncare? Păi eu am brânză, eu am ceapă, eu am șuncă, eu am kaiser. Haide-mă că am și niște salam și ne punea la mine pe birou și mâncam toți ceapă, roșii, brânză. Puțar mai a brânză, nu mai a murei. În fine, mâncam acolo. Când să mor aia, când ce am ăsta, haideți băi să lucrăm și noi. Toată lumea era în pauză. La 12 era în pauză, la 1 era în pauză, la 2 era în pauză, la 3 era în pauză. Bă, pe mine nu m-a mai ascultat nimeni. Bă, da, nimeni, ești prost. Veneau la un moment dat, zic, băi, mă, munci și voi, taci, mă, morți și familia, mă, tine înapoi în birou. Gata, șeful, mâncați, ești pula ta, tu ești managerul. Scuză-mă pe mine, șeful meu. Să trăiești. Hai, du-te, băga mea și pula, mă, ta, să-mi bag înapoi în birou. Gata, șeful meu. Gata, mă, și el era managerul. Ăla stea peste picior, fuma când voia el, cafele. Să moare, eu mă puneam, îl luam morți, cel mai bun manager eu eram, ești prost? Bine, mă, exagerez, acum nu, n-a fost chiar așa. Și după aia ne sună, după un an, ce credeți? Vine aia de la București, salut! Salut, băi, salut! Am dat faliment. Oare de ce am dat faliment? Mă gândesc așa, mă întreb așa, oare de ce am dat faliment?